Până să pleci la Dinamo Chiev, tu asiști, cred că de pe teren, la una dintre cele mai mari rușini ale lui Dinamo, nu? Forest. Forest. 4-0 în minutul 47 pentru Dinamo, nu? Mai 60 cred că era 4-0, dacă nu știu. Așa, da. Mai da. Tu intri, mi se pare, la 4-1. Dau ei un gol? Nu mai știu că a scos pe Mihali. Păi, dar tu nu intri în locul lui Mihali? Da. Așa, și l-a trecut pe Lupescu, fundaș central. Asta e mișcarea lui... a fost, da. Neaconaldin. Da. Bine. Da, la 4-0... Nu știu, ori nu mai putea gică, ceva, nu mai țin minte ce a fost, dar îți dai seama, aveam 4-0, adică nu și mai... Echipa, adică... și echipa... Gică Popescu, nu era Răducioiu, era Răducioiu. Păi era echipa bună, era Mihalcea în față, adică echipa top, știi? Bun. Bine, și atunci vreți să spun ceva... Toate șuturile care le-au avut ei pe poartă. Dar golul fabulos al lui Robert Niță. Ăla e gol de... I-a dat 3, nu, el 2. Dar 1 e ăla cu preluare și aia. Dar ce s-a întâmplat? Că erai... Deci tu ești pe teren. Bă, și aveți... Hai să zicem că intri la 4-1. Parcă eu așa am... Da, nu mai... Ce se întâmplă pe teren acum? Adică voi între voi, 4-2, 4-3, ce vorbiți? Relaxarea, că zici 4-0 păi și da, Foresta... la 4-3 nu mai e, nu? Păi nu mai era relaxare, dar deja am intrat în via aia, știi? Care nu, chiar, deci nu ne mai ieșea nimic. Nimic. Orice făceam, mingea la ei, contraatac, gol. Noi pierdeam mingea, contraatac, gol. Și aia a fost cea mai... Țin minte, am stat în vestiar... Minute bune. Minute bune în vestiar. Ce să ne-am uitat? Ce poate să-ți mai zic după 4-0? Nu știu ce ne-am mai zis, că eram... Eu oricum eram terminat așa și suporterii ne așteptau afară, îți dai seama, la ieșire, știi? Știu că după meciul ăla... Eu am sunat-o pe Dana, soția, și i-am zis vino cu mașina jos, exact acolo la vestiare, mă urc și să mergem. Că nu spun că a venit până în fața acolo și avea pană pe dreapta, pe spate. Și când am văzut, i-am zis, dă-i drumul, așa, lasă. Și când urzi de la Dinamo, de la vestiare, să ieșim în Ștefan cel Mare. Era macadamul ăla așa. Da. Și îți dai seama că atingea cu janta, cu viteză așa. Și săreau scântei în spate. Și am zis, du-te așa. Am mers până la Foișor, dacă mă înșel acolo. Era o vulcanizare pe colț așa. Am zis, am băgat acolo și am schimbat cauciucul și... Dar ai scăpat de suporteri. Păi îți dai seama că erau supărați, erau astea. Conduci 4-0 și tu pierzi 5-4. Ce mai incredibil, da, nu. Da, aia a fost meciul care... Eu am 2 meciuri. 2 meciuri, o să vorbim și de al doilea. Că vorbim și de al doilea. 2 meciuri care nu le uit. Păi n-ai cum să le uiți niciodată.